una dintre marile tale pasiuni, o știm cu toții, nu este de azi, este de mulți ani, această motocicletă absolut superbă și motocicletele în general. De când sau când ai început să fii atras, ca să zic așa, de o astfel de bijuterie? De când mergeam cu tricicleta, de când eram mic. Mi-am dorit de mult să am o motocicletă, însă când jucam fotbal nu aveam voie. Era interzis să conducem scutere sau motociclete, însă acum vreo 15 ani mi-am luat categoria A și mi-am luat prima motocicletă. De fapt, două motociclete am avut până acum. Un Yamaha pe care l-am luat atunci și apoi după câțiva ani Harley Davidson. Cum a fost, ca să spun așa, prima oară când te-ai urcat pe acel motor, pe Yamaha? Care este senzația pe care ți-o dă mersul cu bicicleta? Cu bicicleta, mersul cu motocicleta. Da. Nu, e o senzație așa de libertate, nu știu. E și adrenalina? E altceva. E și adrenalina, însă nu prea risc. Nu sunt un vitezist. Am fost în teren când jucam. Dar cu motocicleta mai puțin, pentru că la noi încă nu sunt obișnuiți șoferii cu atâția motocicliști și de multe ori nu ne văd și mai bine să ai o viteză ca să poți să eviți întotdeauna orice pericol. Asta e. Adrenalină mai mult în parcurile de distracție când mai mergeam pe trenulețele acelea. În orice caz, mai multă adrenalină decât pe terenul de fotbal, cred că nu există, mai ales la performanța pe care tu ai atins-o. Și totuși, atunci când vorbești despre fotbaliști, despre mari sportivi și cei care ne-au pus până la urmă România pe hartă, ai putea spune că printre pasiunile lor se numără mașinile, de cele mai multe ori. De ce motorul și nu neapărat mașina? Ce are în plus motorul? Ea are, pentru că asta, cum spuneam, îți dă o senzație de libertate. În momentul în care ești pe motor, ești tu cu natura, mai bagi niște muzică în căști, un rock, te simți că ai evadat așa din toată viața asta cotidiană, cu problemele pe care le ai, pentru că toți avem probleme, nu? Normal. Și atunci te duci și te relaxezi. Un bun coleg și prieten, de altfel, care a îmbrățișat această și aceeași pasiune, este Bogdan Stelea, cel cu care tu, de altfel, ai și plecat de nenumărate ori în multe destinații, munte, mare și așa mai departe. El ți-a împărtășit pasiunea după ce te-a văzut pe tine sau cum? Tu l-ai influențat pe el sau? Nu. Eu aveam înaintea lui, eu mi-am cumpărat motocicleta, mi-am luat carnetul, dar el după aceea și nu cred că de la mine s-a inspirat el. Pentru că și el avea microbul de mult, însă apoi când l-am văzut că și-a cumpărat, ne-am reîmprietenit, pentru că la un moment dat, după ce ne-am lăsat de fotbal, a fost o perioadă în care fiecare a fost cu viața lui, apoi împreună, știi că suntem și imaginea unei beri cunoscute aici în România. Motocicletele au devenit și faimoase pentru că ați apărut în acea reclamă împreună. Da, și cu el am făcut multe excursii. Cu poliția ai avut vreodată probleme în trafic? Cu motocicleta? Nu știu, cu motorul? Nu, cu poliția nu. Am avut un incident odată când motorul era parcat ca acum și a intrat o doamnă cu o mașină, a vrut să parcheze și nu știu ce, i-a alunecat pantoful, că avea niște tocuri cam mari pe accelerație și a intrat pur și simplu și mi-a lovit motorul, a făcut varză. Da. Și a trebuit să chem poliția. Asta e. Cam asta a fost. În rest, n-am avut, pentru că în general încerc să respect regulile de circulație și, cum spuneam, nu mă aventurez foarte mult. Dar, Gabi, există colegi de-ai tăi din generația de aur care, după ce au văzut că ai îmbrățișat această pasiune, au vrut și ei să-și cumpere motocicletă? Bine, nu știu dacă neapărat au și făcut-o, dar te-au sunat. Cum e cu motorul? Vrem și noi. Am încercat eu să mai convingi tu. Da, am încercat, dar n-am avut șanse. Pe Belodedici am încercat să-l conving, am spus că e frumos, e senzație superbă, dar Belo nu, la calmul lui și cum e el așa, el n-are nevoie de adrenalină, el niciodată nu a avut nevoie, nu i-a plăcut adrenalina lui. În rest, pe Hagi la fel, însă el la fel, el e cu fotbalul, n-are treabă cu motocicleta. Da.